marchează ratarea unui transfer, mai ales când te duci la bandă 4, 5, 10 ori mai mult, Dani? Că tu ai pățit-o. Să știi că nu. Nu? Niciodată nu m-am gândit la bani și nici nu am alergat după bani. De fiecare dată ei au alergat după mine și să știi că m-au cam și prins Și te-au prins din urmă? Da, și nu am putut <laughs> să fug. Ai, că, uh, ai grijă că fug, că mă împiedic și cadă? Uh? Nu, n-am fost niciodată omul care să alerge după bani. Am avut uh, foarte multe de rezolvat în țară. Am avut problemele pe care le-am avut eu cu accidentările, problemele pe care le-am avut uh, cu părinții mei și a trebuit să fiu lângă ei. Aproape de și da. Uh, N-a fost o prioritate pentru mine să plec în străinătate, deși la un moment dat îmi doream. Erau discuții la Herta Berlin, la Levante, în Cipru, apoi... Dar n-am fost disperat să plec, mă simțeam atât de bine la Rapid, încât dacă îmi spuneau că trebuie să semnez pe 10 ani, pe 10 ani, nu am. Atunci. Am plecat după discuțiile care au fost cu Zota, cu domnul Taher, atunci când a vrut să-mi prelungească contractul, dar n-am ajuns la un numitor comun. Cu toate că tu nu alergai după bani și îți doreai că rapid. Nu, nu s-a pus problema banilor. Da? Auzi, Dani, dar iarăși mă întorc la acea perioadă, o e fantastică, când tu ai făcut niște meciuri fabuloase și, cum să spun, eu, o laudă, e o realitate. La vremea aceea nu ai atras atenția unora din marile cluburi? Am avut Ai spus ceva de Herta parcă. Am avut Herta Berlin, au fost discuții la ase Monaco, au fost discuții la Levante, A, Erau în Spania mici, fără bugete, echipele, te plictiseai, nu? Mai bine pe la Vaslui, mm -hmm. la Rapid, mai bine la Vaslui, da. <laughs>